mai opri, mă, că ești în pasă. Numai că faci gaură. Cum e, mă? Un alt stil de motociclist. Priviți! Priviți, privighetoarea cântă! Ia uite, bă, ce mi-a aruncat la noroi. Dă, bă, dă cu noroi, nu e asta, mă, ăsta e ciudat. Te ajung o gane? Help! I can help you. I can help myself. Priviți un biker de stânga. Tu și motorul sunteți separați azi? Adică el lucră pe o parte, după altă parte? Din cauza aia, mă. Dacă ai de-aia de lemn, te făceai de beton scară, nu mai. Să te-a fixă aia, mai. Vezi că asta, hai, și dacă eu dau, nu pune pe la el pe forum. Pun eu, stai liniștit, că nu e. Da. Priviți cum se concentrează cu demaraj. Extraordinar. Uitați, cum urcă, urcă! Îl tem la montaj cu bucanul de lângă. Și zic că am făcut de bucanul. Mamă! Totuși parte din pandă nu mai este. A descărcat roata, mă. E curată roata, mă. E curată, mă, roata. Mai curată decât tine roata aia. Și își dă gogarul casca jos să poată să audă comentariu. Este extrem de nervos. Acum... Deci flegma pe care a dat-o te reprezintă. Ba, pula în el de enduro. Da. Da. Nu, care te iau copilul în rezere? Da. Poți să o lași, dar pune-și domn pohaci, că nu trebuie nimeni. Mai avem 2 litri de benzină. Da. Ia uite ce, mă, Adisaru, ci că să folosească benzina aia mea de 100. Că aia, ci că imediat. Ardins. Uitați că s-a enervat, animalul din el iese afară, este tot un animal. Acum se uite la, se vadă exact revizia tehnică, e ok. Să vadă unde i-a foc prima. Deci are revizia făcută, tip în care îi de cheie. Priviți acum, copilor cu o pinge către deal, hai. Mai țin-o și te sigur. Acesta este... Și uitați cum urcă, urcă, spectaculos, el poate! Și Goganu, să nu credeți că panta asta este atât de simplă. Are o declivitate de 3%. Se păcălește cadrul. Da, cadrul este... Telefonul la Dizanu filmează în cadre. Ia uitați cum a depășit momentul. Ce scrie? Acestea fiind spuse, Goganu într-un final se urcă pe motor și, și, și patinează! Yeah, bravo! Mai e o problemă, trebuie să întoarcă să-și ia casca! Să o aruncăm în vâlceaua asta!